Aici era un scoar, spațiu verde, lângă Piața Unirii de la Buiucani. Acum vedem că e îngrădit. Ceva se construiește, copacii au fost toți defrișați și apare zgârinorile sau cine știe ce alt edificiu. De ce-i permis așa ceva? Cât o să mai atenteze la drepturile noastre, dreptul la recreare, la mediu curat. Oare cine și ce construiește aici? Și oare ce demnitar tembel i-a dat permisiunea să distrugă parcul? Vreo biserică, vreo mănăstire, cred că fac. Nu scrie nimic nicăieri. Secret. Ce se construiește aici, nu știți? Nu înțeles. Ce se construiește aici? Ne-a spus că e casă. Casă de locuit? Da. El ce tăiat parcul? O tăiat tot, o format și parcul. O format tot, oamenii. A, protestați azi? Nu, dar câte ori au fost aici? Au fost, să duc eu noapte, nici nu vedeam. Dar când o tăiat copacii? Da, păi încă de anul trecut. Oho, nu, asta eu parcă am fost recent în parc pe aici. Acum e trist. Mai înainte au fost, dar au tăiat. Deci eu fugi trebuie cu oamenii. Dar cine e proprietar, nu știți? Noi trăim în localitatea asta, dar când ne gândim am ușit să... Cine? Dar nu trebuie să fie afișat pe poartă cine construiește și în baza cărei autorizații? Nu știu, s-a uitat documentele vreo de putere. Ieri o șeptă face gradul, s-a asta e felul, cu mine mai merge, știi. Nu, că ai construit în creplând de casă, bă. Creplând de casă. Bună seara. Bună seara. Dar cine construiește, nu știți? Șef, știți unde stau la oprire? Strie. Proprietare, da? Da. În care? În jeep cel gri, alb? Da, e alături, nu știu, s-a lor jeepul ori, nu s-a lor, dar ei stau acolo. Și știți la ochi că au fost ei pe aici? Da, păi tătă ziua ei s-a ieșit, asta nu a fost aici. Ia mă duc să văd. Ia că e, bă, șeful de șantier, am înțeles.